Știi cât de mult te influențează oamenii cu care îți petrești timpul? Uită-te în jurul tău. Ce vezi? Oameni care se bucură de viață sau oameni triști și nefericiți? De obicei vor fi oameni plini de durere, dacă nu fizică, măcar sufletească. Părinții noștri au fost triști, bunicii noștri la fel. Și noi am învățat mimetic până la 2 ani cum să fim triști, nu cum să ne bucurăm. Ba chiar ne-am stins bucuria pentru că era ceva așa diferit de ce era în jur, încât am considerat că suntem greșiți cumva. Totuși, dacă îți dorești să te bucuri de viață, ai nevoie să găsești exemple în jurul tău că se poate. Să înveți de la acei oameni cum au făcut ei ca să ajungă să experimenteze bucuria. Să înveți cum să te pui tu pe tine în această stare de bucurie, considerând că e firesc așa. Nu vei învăța bucuria de la anturajul actual. Acești oameni vor alege sau nu să caute și ei bucuria, însă când o să-i doar suficient de mult. Așa că cere și caută un nou anturaj pe zona care te atrage cel mai mult, în care crezi că poți redescoperi cum este să trăiești cu bucurie. Până acum ai căutat în locuri nepotrivite. Scrie-mi în comentarii în ce zona a vieții tale ai putea găsi această bucurie mai ușor. Sunt Elena Paula Ștubei și te susțin să-ți vindeci durerile ca să te bucuri de viață. Mă găsești pe căilevindecării.ro. Spor în toate cu inspirație.